Victoria, acesta este cuvântul de ordine în sânul echipei reghinene pentru următoarea partidă. Echipa Reghinului dispută ultimul meci oficial al anului în fața propriilor suporteri, sâmbătă 22 noiembrie ora 14, împotriva celor de la Gloria Progresul Bistrița. Chiar dacă reghinenii nu trec prin cea mai bună formă, ultimul test al echipei din amicalul cu ASEA Târgu Mureș de la începutul acestei săptămâni pare să-i fi dat încredere antrenorului Andrei Enedi, care este de părere că băieții săi vor practica un joc bun, la finele căruia vor intra în posesia celor 3 puncte. Avântul va juca următorul meci oficial, primul al turului, la începutul lunii martie, tot pe teren propriu, în compania celor de la CSC Sân Martin.